Aeroportul din Suceava se află într-o competiție directă cu cel din Iași pentru accesarea fondurilor guvernamentale și europene pentru dezvoltarea infrastructurii. Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a avertizat administrația județeană că nu va putea fi asigurată finanțarea pentru ambele obiective. Șeful Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a solicitat miercuri guvernului sprijin pentru dezvoltarea aeroportului Ștefan cel Mare. N-am auzit și Iașul cu argumente. Suceava e la 500 de kilometri de București. Și aici, cei 1,5 milioane de oameni mai degrabă se duc la aeroport să meargă la București decât o localitate care e mai aproape. Eu n-am nimic cu Bacău sau ceilalți, dar spun pentru că suntem județ mai îndepărtat și avem nevoie. Doi, un potențial enorm este Cernăuțul, 1 milion de locuitori care fac o oră de la Cernăuț până la aeroportul nostru să zboare internațional. Deci se justifică și din acest punct de vedere. În replică, Berceanu a spus că vor primi bani doar aeroporturile care sunt considerate de viitor. Ceea ce ne cere Uniunea Europeană este să stabilim foarte clar și ei să fie de acord care sunt aeroporturile care au un anumit viitor și care nu. Și acolo unde există un viitor o să vină și niște bani din zona asta, în rest nu. Noi în România avem problema că avem mult prea multe aeroporturi și cam înghesuite. Iar aici la dumneavoastră, vă spun cât se poate de direct, e problema Iași-Suceava. Nu se vor dezvolta amândouă aeroporturi. De aceea, eu cred că dumneavoastră trebuie să faceți următorul lucru. Să fiți mult mai deschiși. Care dintre cele două va reuși să fie mai rapid și mai deschis, va învinge. Și va deveni un aeroport regional și se va dezvolta. Radu Berceanu a sfătuit administrația județeană să se asocieze cu alte consilii județene și primării din regiune și să scoată la vânzare acțiuni ale aeroportului. El aparține acum al Consiliului Județean Suceava. Toate acțiunile le are Consiliul Județean Suceava. Dați acțiuni la alte consilii județene. Dați acțiuni la Consiliul Județean Botoșani, Neamț, Cutare. Aduceți-i în această chestiune. Altfel, nu să dați acțiuni la primăriile, la primăria Suceava, la primăria Botoșani, la și așa mai departe. După ce faceți acest lucru, deschideți capitalul, faceți o mărire de capital, da? Și spuneți, dom'le, o acțiune este 17 lei, nu știu, dau un exemplu, cine dorește să cumpere acțiuni la aeroport? Și o să fie mulți oameni de afaceri care o să bage bani aici. Ministrul Transporturilor a arătat că vor primi bani cei care se vor mișca mai repede și mai inteligent. În mod sigur va fi o competiție. Și cine se va mișca mai repede și mai inteligent în această competiție va câștiga. Niciodată, cel puțin de la Uniunea Europeană, nu o să obținem bani și pentru ea și pentru Suceava. În schimb, premierul Emil Boc a spus că dezvoltarea aeroportului s-ar putea face printr-un parteneriat public-privat cu sprijin de la stat.